Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Cu energie venim către voi cu energie. Astăzi. Situația este dezastruoasă, prieteni. Perioada de recenzare s-a mai prelungit până pe 24 iulie, înțeleg, încă o săptămână, de parcă o săptămână ar putea să mai rezolve ceva. E manevră ca să prinzi și tu. Da. Bă, pe mine nu mă, eu sunt pe bune. Deci, voi, prieteni, știți deja, eu sunt singurul care nu s-a autorecenzat online. Că voiam și eu să vorbesc cu recenzorul, să mai pun o întrebare, să nu știu ce. Bă, prieteni, ce-i cu oamenii? Știi, cred că... treabă. Doi, cred că și statul... cu tine? Cred că și statul trebuie să facă un efort, adică dacă vrea să ne numere, pe bune, organizați treaba. Plus că până acum recensământul nu era online. Deci autorecenzarea online, nu știu, socrii mei nu s-au autorecenzat online. Maica mea n-are calculator. Am vrut să văd și eu cum decurge procesul. Da. Păi nu m-a căutat nimeni, n-a venit nimeni, nu mă sună nimeni, nu nimic. Nici părinții mei nu sunt ași în calculatoare și au mers la un centru de ăsta și s-au autorecenzat. Ai trebuie să te duci fizic, autorecenzarea online se face la etajul 3. Nu e ca și cum... Păi, ca și acum... cum ce? La internet cafe. Da. Auzi? Cum adică? Dar cum adică până acum nu era online? Păi nu era online. Până acum când? În istoria umanității? Da. Băi, și bine, recenzământul se face o dată la 10 ani. Da. Așa, acum 10 ani nu s-a făcut din ușa în ușa. Adică, în mod tradițional, asta este o procedură care se face... Asta este o procedură care se face, se execută fizic de zeci și zeci de ani încoace. Adică nu e nicio surpriză că vine rețeau fizic și mai teroriza cu ghișeul cu română, mi-am făcut ăla. Da. Online. Bine. Dacă se autorecenza pe ghișeul.ro, era primul care se înțelege. Băi, vezi, de-aia merg lucrurile cum merg în țara asta. Deci statul român are această procedură pe care o exersează de decenii întregi. Odată pe deceniu face un recensământ. Toate proaste. Nu știu dacă toate proaste sau nu, habar n-am. Dar uite că acum rezultă că cine s-a ocupat, nici nu-mi dau seama cine se ocupă, INS-ul, Ministerul de Interne, habar n-am, că nu mi-e clar. Dar în curând o să înceapă jocul de pasare de responsabilități, o să vedeți. Deci recenzarea merge, este practic este moartă în coteț, în București și în județul Ilfov, sunt recenzați mai puțin de jumătate, se estimează, din locuitori. Deci e vorba de milioane de oameni. Statul român pierde milioane de oameni. Situația asemănătoare și în Cluj, și în Brașov, de județe importante, serioase, nu merge treaba. Și ăștia nu fac nimic, au deschis niște puncte de recenzare acum, pe la primării. Dar ce te-a împiedicat să te recenzezi? Sunt cozi de 7 ore, sunt cozi de câte 7 ore pentru povestea asta. Și l-am văzut ieri pe președintele de la Institutul Național de Statistică care spune, nu putem să mai deschidem site-ul că e o problemă. Acum e tehnic, nu se mai poate. S-a blocat ușa. Dar cum adică? Adică nu au cheia de la site sau ce se întâmplă? Deci da, sunt oameni care s-au autorecenzat online, foarte bine, bravo lor. Dar există posibilitatea legală și organizatorică, așa cum s-a anunțat de la început. Aștept să vină recenzorul să te caute. Și așa cum s-a făcut dintotdeauna. Nu vine niciun recenzor. Păi, tu ai vorbit cu al tău? Da, l-am sunat. Deci primăria Corbeanca, stai puțin, am pus întrebare pe grupul, pe comunitatea locuitorilor din Corbeanca. Fraților, care e situația? Comentarii, dom'le, nu există, nu ne-a căutat nimeni, nu știu ce. Și cineva, suflet calm, mulțumim, cu inimă mare, postează un link către niște pagini xeroxate și scanate de la primăria Corbeanca, unde sunt recenzori cu nume și număr de telefon alocați pe străzi, pe cartiere, pe așa și mai departe, înțelegi? Și nu sună seara până în respectiv, aiurea nu răspunde. I-ai dat mesaj? I-am dat mesaj. La ce oră l-ai sunat? Maestre, nu știu ce... La ce oră l-am sunat? Nu, serios. Ce contează la ce oră l-am sunat? Contează că dacă ai zis că l-ai sunat aseară. La ce oră ar fi bine? Până în 18, pe care ore de program? L-am sunat la 17:30. Atunci ok. Așa. Încă l-ai sunat după orele de program. Poate te sună înapoi astăzi. Sper că mă sună înapoi astăzi. L-am întrebat, domnule, îți dai seama, vede mesajul dimineața acum. Te aude și la radio. Te așteaptă acasă. La intrare în Corbeanca e cu steguleț alb. Da, sper să fie așa, dar dincolo de toată... Deci, oamenii sunt... Toată chestia s-a transformat într-o altă bulibășeală tipic românească, un eșec total. Am văzut aseară un reportaj la Pro. Erau cozi oameni claie peste grămadă la Institutul de Statistică, unde se dau bonuri de ordine. La ora 20 nu s-au mai eliberat bonuri de ordine. Deci ăștia n-au recenzat, sunt milioane de oameni care nu sunt în sistem, nu au reușit să-i numere. Nu le mai merge site-ul, habar n-au să-l pornească la loc. Au mai prelungit o săptămână în speranță că se mai rezolvă ceva, dar ei la ora 8 închid și andrama. În principiu este ora 8, ne ducem acasă, pa. Păi, bă, nu funcționează treaba, nu înțelegi? Ok, și ei vrea să fie non-stop la recenzare. Da, acum să fie non-stop, da, pentru că trebuie să numere oameni. Să intrați online și să vă recenzați online. Sistemul mie mi s-a părut foarte bun. Era o doamnă croșeta un ciorăpel și o întreabă reporterul, ce faceți? Păi, stai, cum a zis, croșetez fac un pantofior. Un pantofior. De ce făceam un pantofior? Să nu mă plictisesc. Stau 4 ore la rând. Și ce să fac? Bune, adică, deci este obligația statului să rezolve problema asta. Stau, îl aștept, vine, mă întreabă, îi răspund la întrebări, papa, nu trebuie să pierd o zi întreagă ca să-i dau informațiile pe care, în principiu, oricum ar trebui să le aibă. Corect. Da, hai să zicem. Eu cred că singurul sistem valabil e cel de la intrarea în stadion, dacă montează turnicheți în fiecare scară de bloc. Da, să facă... Bravo, reușim da, să da, facem da, numărătoarea simultană în fiecare dimineață când se iese la serviciu. Nu, serios, dar ce bulibășeală? Vă imaginați? Era posibil așa ceva? Nu m-am așteptat să se transforme într-așa un eșec. Chiar părea că merge foarte bine, pentru că online era destul de lezne de făcut recenzarea asta și a fost destul de mult timp deschis site-ul înainte să se închidă. Da. Adică au fost niște luni de zile. Eu asta nu înțeleg, adică la plata impozitelor, știi, pe 1 ianuarie, 2-3, atunci toată lumea se îmbulzește să plătească impozitele. De ce nu ne-am îmbulzit și la treaba asta? Mai ales că a fost și ziua aia liberă, oferită, care a fost o idee bună. Știi, adică a fost o motivație pentru oameni, mai puțin pentru tine care nu ești în situația asta. Da. Dar nu e situația asta. Sunt mai mulți oameni care nu sunt în situația asta. Pentru voi ăștia care nu sunteți în situația asta. Dar oricum nu mă interesa, adică nu pentru asta. Da, dar a fost o motivație pentru o bună parte din populație, știi? Da, nu motivația asta era să-mi iau eu o zi liberă de la radio ca să fug nu știu unde. Adică nu asta era. Da, probabil că se așteptau să se... Fugi la mici. Probabil se așteptau să se autorecenzeze mult mai mulți oameni. Și acum sunt depășiți de numărul mare de oameni nerecenzați, că dacă spui că jumătate din București e nerecenzată, asta înseamnă 1,5 milioane de oameni. Okay. Și să ai câți recenzori avea? Câteva zeci, sute bănuiesc. Păi câți trebuie ca să rezolvi problema? Plus că, în principiu, ar trebui să fie mai simplu ca în urmă cu 10 ani, pentru că o bună parte s-a autorecenzat online. 2. Când vezi că site-ul ăla, care este marele site, nu? Care a pornit și el cu hopuri, știm foarte bine. A căzut, era de așteptat să cadă. Ok, până la urmă s-a reglat treaba. Aveam o știre acum câteva zile, nu, o săptămână, două, că sunt o mulțime de oameni care n-au completat corect acolo și care vor trebui să ia procesul de la capăt sau vor trebui să răspundă la recenzori. Bă, dacă vezi că urmărești ce se întâmplă, estimezi, bă, o să fie, nu știu, cât 18 milioane de oameni aici o să se autorecenzeze, trebuie să facă recenză, sau 20, sau câți o să fie. Și dacă vezi că ești pe la 10 milioane și mai ai 3 zile până se termină toată treaba, nu-ți dai seama că e o problemă, că ceva nu merge cum trebuie, nu reacționezi, ce faci? Aștept să treacă timpul și acum închidem la ora 20, că la ora 20 nu ne ducem acasă. Păi mai sunt niște milioane de oameni, jumate din București, nu s-au recenzat, nu sunt în sistem. Gata, domnule, să milităm pentru recenzare non-stop. E și vara, acum e vremea frumoasă, eu zic că următoarea săptămână, sub clar de lună. Prinde nerecenzatul, scoate-i buletinul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.